carte, că mi-a spus despre încarnare, am rămas plăcut surprinsă. Eu nu am în printre principiile mele acest subiect, dar însă e foarte interesant, ce pot să spun. În carte a fost atins, nu ca subiect în sine, ci a fost mai degrabă integrat în cele trei novele. Când am deschis pentru prima oară cartea, vreau să vă spun că m-a surprins total și vă și spun de ce. Majoritatea cărților încep așa. Era o zi de toamnă, era o zi de iarnă, era o zi de mare. Vine Dan și ne spune, nu era o oră târzie. Mie îmi plac foarte mult negațiile și de aceea m-a atras foarte tare și am continuat cu mare plăcere să citesc cartea. Primul capitol m-a atras în mare parte deoarece am fost de întotdeauna interesat de acest subiect Nicolae Ceaușescu, respectiv comunism și tot ceea ce a ținut de partea asta post-predecentistă, pardon. Da, mi-am uitat ideea, îmi cer scuze. Am foarte mare emoție în primul meu comentariu. Așa. Ce m-a surprins foarte tare este faptul că Dan a reușit să combine două subiecte, reîncarnarea și Ceaușescu. Sunt două subiecte oarecum controversate, mai ales în spațiul românesc. Și faptul că i-a și ieșit e chiar un mare lucru și mă bucur foarte mult.